Temperaturile continuă să scadă în această săptămână. Se anunță ploi și intensificări de vânt. Alături de noi în studio, meteorologul România TV, Romica Jurca. Bună dimineața din nou! Bună dimineața! Vreme zburdalnică. Asta ca să nu zic mai urât. În același timp ninsori, în același timp descărcări electrice, plus rafale puternice de vânt. Este vânt intens la această oră, la munte și în special în zona Carpaților Oriental. Sunt rafale la altitudini mai mari de 100 de kilometri pe oră, dar vântul va fi prezent astăzi în regiunile sudice și de răsărit, în continuare la munte și mai cu seamă în zona Carpaților Oriental, și intensificarea ale vântului vor mai fi până la finalul acestei săptămâni, legat în principal de evoluția unor sisteme noroase care să mai aducă precipitații. Și la această oră sunt ploi slabe izolate în zona de munte, dar tot în zona de munte, în vestul Carpaților Meridional, la vârful Țarcu, la 0 grade, în acest moment ninge. Și precipitațiile vor fi extrem de puține astăzi, mâine, în zonele din interiorul Arcului Carpatic, mâine noapte și miercuri. Un sistem noros va traversa țara cu ploi, iar în zonele montane înaltă, trecător, ar mai fi și Lapoviță și ninsoare. Alte astfel de sisteme noroase urmează să aducă precipitații în toate regiunile, cel mai probabil din nou la finalul săptămânii, adică sâmbătă și duminică, timp în care joi și vineri o vreme în general frumoasă. Și mai vorbim în acest moment și de ceață, un cod galben prelungit până la ora 11, pentru vizibilitate sub 200 de metri pe anumite porțiuni, chiar sub 50 de metri, în județele Gorj și Dolj, acolo vântul este slab și umezeala a fost ridicată pentru că a plouat destul de bine, dar vizibilitate redusă este și prin nordul județului Argeș, pe dealul Negru, dar și în zona Câmpul Lung. Și ceața între două sisteme noroase care determină ploi, după ce totul se liniștește, ar putea să-și facă din nou apariția în cursul dimineților în zonele joase de relief, dar ceața ar fi chiar fenomen specific anotimpului în care ne aflăm. Până miercuri inclusiv, temperaturi maxime de 22-24 de grade în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei. Joi, temperatura ar avea o scădere așa mai serioasă, să-i spunem. Și vineri, sâmbătă, temperatura va crește din nou. Duminica viitoare se pare că scăderea să fie ceva mai accentuată, încât atunci să vorbim de ninsori care să depună ceva centimetri de strat de zăpadă la munte și în special în zona înaltă. Practic o vreme foarte schimbătoare, de altfel circulația aerului pe întreg continentul european este una foarte intensă, așa încât se succed când ploi cu ninsori, când temperaturi ridicate cu altele mai scăzute. Păi văd, nu mai ne hotărâm. Mai continuă vara, a venit toamna, de fapt iarna. Depinde ce ne dorim, să exact. Ne dorim ceva de bine. Mulțumim tare mult! Certo.